Am mori la ultimul ship, 93. Flutter. Apoi Space Circle. Bă, dar ending-ul la Sign House nu-i bun deloc. Far acolo ăla. Far acolo. Sharp Miner acolo. Oh. Sharp Miner paradox. Sharp Miner e bun. Sharp Miner e bun. Crimson. Space Circle. Sharp Miner. Sharp Miner. Paracodem. Asta nu-i Solar Circles, mă. Nu-i Space Circles. N-ai pus, mă, Solar Circles. Da, și Solar Circles. Ce păcat. Asta-i... Paracodem. Asta-i... Catastrofic. Catastrofic, da. Asta-i Sonic. Și Sonic. Și ok, Sonic. Ok, hai să dau like. Ha! GG team and 2 levels. Ia zi, friend, a fost... Nice, GG. A fost folosit ora ora de tic, nu? Da, uite, mă... Mă bucur că e gata, dar... Jesus fucking Christ, am dat choc la nivelul ăsta o grămadă. Deci, pur și simplu, am dat 93% ieri. Până în secunda asta, am dat, cred că încă 30 de failuri la final. Deci, pur și simplu, am fost super unlucky și general a fost vina mea, pentru că dădeam choke, deci pur și simplu, nu puteam să mă concentrez la final. E gata, team and two levels, gata. Asta a fost mai ok decât celelalte două, dar still, nu e un nivel bun deloc, chiar. E, nu știu, poate e fun pentru unii oameni, dar pentru mine a fost foarte, foarte nașpa, pentru că tot, din cauza că tot muream departe și... Anyways, ăsta-i finally ultimul nivel din Extended care vreau să-l fac pentru o perioadă, nu știu, mai sunt câteva care vreau să le termin la un moment dat, de exemplu Phobos, dar mai am timp să le fac, gen, nu o să iasă prea curând de pe listă, deci, da, am vrut să fac seria Team N2 de mult și niciodată n-am vrut să o fac din cauza că nivelele astea nu sunt bune, sunt foarte proaste. Și da, am făcut The Hell Factory acum un an jumate și din cauza la experiența care am avut-o, pentru că am avut o experiență foarte proastă, a trebuit să-i dau și rebeat la The Hell Factory pentru că nu filmam prima oară când l-am bătut. Din cauza la experiența care am avut-o, adică foarte proastă și unlucky, am zis că bă, o să mai stau un pic până să fac celelalte două din serie. Și după ce am bătut Zafkel, am spus bă, hai, am câteva zile la dispoziție, pot să bat astea alte două. Și da, am bătut Bizar Fantasm și Artificial Ideology. Ambele nivele unlucky, exact ca The Hell Factory. Deci am fost unlucky cu toate trei. Dar cu ăsta cred că am fost cel mai unlucky, din cauza că pur și simplu failuri peste failuri la final, fără oprire. Dar bineînțeles, finalul nu este destul de ușor, e destul de greu. Deci n-am ce spune, e greu finalul. ...2327, mai puțin ca The Hell Factory, bineînțeles că The Hell Factory l-am făcut acum un an jumate, dar mai mult decât Bizar Fantasm. Deci, în opinia mea, asta e cel mai greu dintre cele trei, dar, în general, nu-i foarte greu nivelul. N-aș spune că e underrated, eu spun că e bine unde e pe listă. Deci, da, nu recomand. Fuck Team N2. Și urmează... Hyper? Am zis că fac Hyper după Zafkel, dar după aia m-am gândit, bă, hai să gat seria Team N2, dacă tot așa. Dar acum nu mai am absolut nimic, nici măcar în main list nu am ceva care vreau neapărat să fac, decât Hyper. Deci, după aia o să văd eu de ce mă mai apuc, dar deocamdată o să mă apuc înapoi de Hyper. Și o să-mi dau tot interesul. Ok.
Asta a fost al 82-lea Xtreme.